Ce faceți, mă, leilor? Bă, leilor, bă, bă, Livia! Ăsta e bun la tigaie, ia vezi. Livia! Leoaico! Ia-o-te aici, icre negre! Mă, să facem și eliberare, să nu mă mai hăituiți pe net. Îmi face cocu eliberare, mă. Ia te, mă, ia te, mă, ce mare, e monstru, mă, n-am văzut. Hai că se duce, se duce. A dus. Bă, păi, dacă trage aici bibanul, Nearadule, pe panga, dar ăla e cam mare de căutat, mă. Dar pe locurile adânci. Da, tot în porțurile unde e Da, adânc. pe locurile adânci și i dat tot așa pe fund. E acolo la... Dar depinde, că aici e altfel de adâncime acolo. Vedem, tot așa încercăm. A, sper să nu mai ningă. Săptămâna viitoare, auzi. Că nu mai... Mai facem o comandă de Facem, vorbim cu Adi. asta și... Să vedem, sunt vreau să văd că rezistă. Le-am luat parcă joi sau vineri. Joi. Joi am luat astea, azi e sâmbătă, 2 zile deocamdată. După 2 zile sunt bune. Da? Venea la că mai trebuie mișcată, măi, eu știu. Dar nu mai nimeri în poziția aia, vezi? Da. O fi mai încoare. Iau nivelul de să mă duc în colțul ăla. Înțelegi? He? Mă duc în colțul ăla dacă e ceva. Du-te, mă sun dacă e ceva. Adică cred că nu pot să mă sun, mă strigi. Da. Are un fund extraordinar de aiurea. Aha, acolo de jos. Acolo nimeri atunci. Un lac foarte dificil. Foarte dificil lacul. Din cauza că știu că e are și crap și somn. Aia e foarte dificil. Un lac extraordinar de dificil. Pescuiesc la larvă de libelulă. Am și niște mămăligă la mine. Ce vreau să vă arăt? Vreau să vă arăt ceva. Deci v-am prezentat acea mămăligă. Da, au trecut 2 zile. V-am zis că o să vin cam în 2 zile la pescuit. Hai să vă arăt în ce stare e. Deci după 2 zile, cam așa arată. Ținută la o temperatură, deci nu la temperatura camerei, nu foarte cald, undeva așa, să zic, un 2-3 grade. Da? La un 2-3 grade. Cred că la, eu n-am ținut-o la frigider, da? Hai să vedem. O vedeți, da? Uite, e un pic mai tare. Da, na. După 2 zile. Acum am și eu mâinile înghețate. După 2 zile. Poftim. Da? Deci după 2 zile încă e bună. Uite. După 2 zile. Ce bilă iasă. Da? Ce bilă iasă după 2 zile.
mâine sau poimâine sau răspoimâine nu mai e bună, clar. Dar după 2 zile, ia uite. Cum să nu fie, mă? Cum să nu fie, mă? Hai să-i dau una. Dat o bilă în apă. O să vin să dau aici. Să fac niște valuri mari aici. Da? Partea asta. Să arătă lacul. Să arătă lacul. Acolo să văd niște valuri mari. S-a făcut, nu... O să-l mai tatonez până mai pe seară. Să văd unde mai sare. Unde. De acolo văzui. Săritură, în lacul ăla. Are legătură cu ăsta. Revenim, leilor, fanii mei, revenim. Să vedeți și voi cumva. Pescuiesc la distanță, undeva pe acolo. Vă arăt și nouă cumva, nu știu cum să fac.
Nimic? Tot ce fii tu e acolo. Am avut și eu una. Ha? Am avut și eu una. Dacă e ceva, să fie eu sub pasta la mine. Eu și pasta la mine, dacă ai da, nu se fac eu. Ai da. Să bagi și viermișori. Îmi dați viermișor? Am, am. Între timp am prins o babușcuță, o babușcuță frumoasă. Hai să-i facem și o eliberare. Ce frumoasă e. Mai facem o eliberare corectă, regulamentar. Hâț, Johnule, hâț! Facem o eliberare corectă și regulamentar. A dus. Forță leilor, forță, vă iubește Coco, forță! Da, cam asta e captura finală, facem o eliberare condiționată. Aha. Deci mă bătu bătrânul, mă bătu, eu luai 2, iar 3, mai dăm drumul ca nou. Avem ce face cu ei. Trei GS de ăștia urât. Trei acrituri. Hei, da. Ha, vă pupă cocoleilor.